Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată familia Dumitrescu, însă înainte de toate nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. După cum bine știți, în episodul trecut Ștefania împreună cu Valentin au fost la bancă să se lămurească să vadă exact care este treaba cu creditul, însă a rămas ca Valentin să îi ofere mai multe explicații pentru că Ștefania în momentul de față nu este 100% convinsă de locul în care s-au dus banii, așa că haideți să vedem ce se întâmplă în acest episod și cum mai decurg lucrurile între cei doi, pentru că știm că relația acestora în momentul de față se clatină destul de rău, așa că haideți să intrăm și noi în casă. Valentin, unde ești? Sunt până sus, draga mea. Vino doar până jos, că vreau să-mi arăți și mie legitimația aia. Da, hai că vin acum. Ia să văd, că ai zis că mi-arăți legitimația la doctorul ăla la care ai dat banii. Chiar vreau să văd și eu, să nu mă cumva să mă fi păcălit. Da, draga mea, imediat, stai să mă duc până sus să o aduc. Bine, eu te aștept aici, să știi. Așa, ia dă-mi legitimația să văd eu ce scrie pe ea. Uite, draga mea, aici. Aha, uite, Remus Stoica, într-adevăr. Ia uite, văd că are și un număr de telefon pe legitimație. Ce-ar fi să-l sun eu acum să văd exact care-i treaba și să văd dacă nu mai păcăli cumva? Nu-l suna, draga mea, că ne creez probleme, săracul om și așa abia lua banii. Mai Valentine, noi trebuie să ne recuperăm înapoi banii, pentru că sunt o groasă de bani acolo și ăla n-a făcut nimic, a te-a păcălit. Nu, draga mea, n-ai văzut că i-a transferat la spital? Valentine, nu i-a transferat nimeni, noi, familia mea i-a transferat. Deci o să știi că o să-i sun pe ăștia acum să văd și eu care-i treaba și ce-a făcut ăsta cu banii noștri. 50.000 de dolari nu sunt de aici de acolo. Gata, hai că o să-l sun chiar acum. Te rog, nu-l suna. Mai, te rog frumos, lasă-mă în pace dacă n-ai nimica de ascuns. Ia să văd eu dacă îmi răspunde ăsta la telefon. Alo, bună ziua, Ștefania Dumitrescu este numele meu. Am plăcerea cu domnul Remus Stoica. Bună ziua, uitați de ce v-am sunat. Știți cumva de soțul meu, Valentin Dumitrescu? Cum nu știți? Sigur nu știți? Nu v-a transferat niște bani ceva? Deci vă rog frumos, puteți să fiți mai explicit că nu înțeleg. Domne, soțul meu v-a trimis niște bani dumneavoastră. O sumă de 50.000 de dolari vă pare cunoscută? Am Ștefania, lasă-l în pace. Valentin, te rog frumos, ataci. Deci v-a trimis suma aceasta. Vă rog frumos, dacă nu ne înapoiați banii, să știți că eu trimit televiziunile acolo la spitalul dumneavoastră. Nici nu mă interesează, vă rog frumos să ne trimiteți banii înapoi, că noi nu avem bani să dăm acum. Păi și dacă știați de caz, de ce nu ați rezolvat de la început? Trebuia să vă dăm bani? Știți că nu este normal ceea ce ați făcut și că este o ilegalitate? Vă rog frumos să trimiteți banii înapoi în contul care v-au fost trimis. Nu mă interesează, vă rog. Gata, Valentine, am vorbit. Și ce a zis? E, na, că nu știe absolut nimic. Unde te-ai dus? Stai aici ca să vorbesc cu tine. Mă duc până la grădină. Hai, vino încoa. Bine, hai că vin acum. Căcica nu cunoaște nimica, că nu știe. Lasă că-l rezolv eu. Dacă, fii atent, dacă nu ne trimite banii înapoi în cont, eu te asigur că-l dau pe mâna la televiziune și să vezi circul naiba ce o să iasă. Am lăsat să-i împace atâta. Ba, asta e, s-au dus banii aia. Măi, Valentina, zici că dormim pe un sac de bani, tu e sănătos ce spui acolo? Eu fii atentă, știi că voiam să vorbesc ceva cu tine. Ce mai vrei să vorbești? Nu vezi că suntem într-o situație foarte dificilă? Stai puțin că vreau să discut ceva cu tine. Hai în casă că murim naiba dacă nu vezi ce căldură e afară. Da, hai că vin și eu acum. Auzi, știi ce? Voiam să vorbesc cu tine. Uite că tot am trecut prin situațiile astea așa foarte urte în perioada aceasta. Măi, eu m-am gândit mai bine și cred că îmi doresc să fac un copil cu tine. Mai, Valentine, lasă-mă în pace cu copilul, că nu facem niciun copil acum, e nebunit. Hai, te rog. Mă, tu chiar îți doresc să faci un copil cu mine? Da, draga mea, da. Păi parcă știi că vrei să mai aștepți. Mai, nu-mi vine să cred că te-ai hotărât tu așa dintr-o dată la chestia aceasta. Păi nu știu, hai, invită-mă în dormitor atunci. Deci e sigură că îți dorești și tu chestia aceasta? Vai, dar știi de când așteptam, nu-ți vine să crezi. Păi, hai să mergem atunci în dormitor să vedem dacă poate să se lege ceva între noi acolo. Bine, hai să mergem. E, dragilor, se pare că Valentin a venit cu o propunere destul de interesantă pentru Ștefania, care văd că s-a blocat acum în perețe ăștia pe aici. Așa că lucrurile cam se schimbă destul de mult. Nu știu care a fost ideea de el și a dorit neapărat să încerce să facă un copil cu Ștefania, dar trebuie să ne bucurăm pentru acest lucru. Ah, dragul meu, de când așteptam acest moment să se întâmple între noi. Hai, draga mea, simte-te bine. Sper să ne iasă gemeni. Doamne ferește, bate-te peste gură, cum să ne iasă gemeni? Vai, Valentin, nu mai pot, uite, după toate supărările astea între noi, acum ce bine m-a fac să mă simt. Relaxează-te. E, ia uitați nebunie mare ce se întâmplă aici între cei doi. Chiar sunt curios să văd dacă Ștefania cumva rămâne însărcinată. Ar fi o treabă destul de importantă pentru familia lor și mai ales pentru părinți, de când își dorește Magdalena să aibă și ea un nepoțel sau o nepoțică. Ah, gata, să știi că eu acum vreau să mă duc să fac neapărat un test de sarcină. Păi ai la tine așa ceva? Da, le-am pus în
bai acolo noptieră, lasă că știu mai bine. Bine, hai du-te și vezi, dar ăla e exact. Dar mai ar trebui să ne spună din prima. Ia să vedem acum, vai ce emoții am, aoleo. Nu-mi vine să cred, te rog, spune-mi că este pozitiv. Ia să vedem, te rog, te rog, te rog. Ai terminat? Nu, nu, n-am terminat, acum verific. A? Ce-o fi oare? Nu cred că am rămas. A? Valentin, unde te-ai dus? Uite, sunt până sus, stai că cobor imediat. Hai, vino repede ca să vorbim. Hai, domnule, odată coboară că nu mai pot aici. Ia zi, hai că nu mai pot de nerăbdare să vedem ce s-a întâmplat. Dragul meu, din păcate mi-a rămas o singură liniuță, deci nu s-a legat nimica. Oh, îmi pare rău, draga mea. Poate încercăm data viitoare, o să fie mai cu noroc. Poate din cauza la stres, mă gândesc. Da, și eu cred că este tot din cauza aceasta. Dar hai să nu le spunem alor mei că vrem să facem chestia aceasta momentan. Păi da, nu le spunem, dacă e facem cu surpriză, cu tot ce trebuie. Vai, da, ce te-ai hotărât-o așa dintr-o dată să facem nebunia asta? Chiar mă bucur tare mult. Păi da, am stat și m-am gândit și am zis că așa este cel mai bine, că trec ani și în loc să fim și noi părinți tineri, o să fim bătrâni. Bravo, dragul meu. Bine, hai că eu mă duc să mă schimb acum. Ok, eu o să mă duc pe la calculator că mai am ceva de lucru pentru muncă. De se pare că Ștefania din păcate n-a rămas însărcinată. O să mai încerce cu siguranță o altă ocazie, dar este bine de știut că cei doi își doresc într-un final să facă un copil. Chiar sunt curios să vedem la momentul respectiv dacă vor fi doi. Vă dați seama ce ar fi în această familie să apară gemeni. Cu siguranță Magdalena s-ar bucura enorm de mult. Cine naiba o suna? Alo? Da, eu sunt. Te-a sunat nevastă-mea puțin mai devreme, știu. A vrut să vadă dovezi. Nu știu, nu mă mai interesează acum. Vezi ce faci, că asta e pusă pe tine acum și te dă la televizor dacă nu rezolvi treaba. Nu știu, nu mă interesează. E treaba ta ce faci de acum încolo. Pa. Ia uite-mă ce mă sună ăsta acum să-mi zică mie chestia asta, să se descurce cu ea. Valentin, dragule, cine era? E, m-a sunat de la serviciu. Bine, dragule, bine. Ia să mă pun aici și să o sun pe mămica puțin să văd ce mai face și ea. Alo? Bună, mămică, ce faci? Da, și ne uite pe acasă. Da, da, da. Ei, am rezolvat până la urmă. Mi-a arătat o chestie, o legitimație. Da, e totul bine, s-a rezolvat. Acum l-am sunat eu pe ăla să ne dea banii înapoi, că dacă nu-l dau la televizor. Da, 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 dacă spun să vezi ce făcea pe neștiutorul cu mine, dar el nu știe cu cine să pune. E pe aici, pe afară, se duce la grădină, că l-a apucat plantarile acum. Vrea să planteze legume și fructe să mănânce din grădină. Cu cât avansează în vârstă, parcă cu atâta să schimbă. Sper doar să ne dea banii înapoi, că dacă nu-mi dă banii înapoi, am zis că-l dau pe mâna la televiziune și îl mai dau și în judecată. Păi cum să fac așa ceva ca doctor? Doamne iartă-mă. Da, mamă, păi nu știu. Hai că poate ne vedem. Tata ce mai face? Bine, bine, atunci, bine. Hai că vă las, poate mai veniți pe la noi să mai mâncăm ceva sau venim noi pe la voi. Bine, mamă, te pup. Hai, papa. Cine era, dragă? E, am vorbit și cu mama, i-am spus de chestia. Bă, da, ce interesată e maica ta de toate lucrurile, ea nu mai își vede de treburile ei. Mai Valentine, e normal să fie interesată, că e mama până la urmă, ce naibii. Ne facem de râs, vezi că vreau să mă scoși pe mine la un restaurant ceva. De când ne-am mutat aici, nu m-ai scos la un restaurant, n-ai făcut nicio petrecere cu prietenii, n-ai chema pe nimeni. Da, mă, hai că o să chem dacă e pe cineva. Uite, vrei să ieșim la un restaurant? Păi da, ce naiba, hai te rog să fă o rezervare ceva. Bine, hai că, uite, fac acum o rezervare, caut ceva pe internet. Ștefania, vezi că eu m-am pregătit, am găsit ceva, un restaurant drăguț. A, păi și în cât timp plecăm? Hai, pregătește-te și tu. Bună ziua, da, cu ce vă putem ajuta? Bună ziua, sunt de la credite, de la bancă. Aolo, dar de ce ați venit la noi aici? Păi știu că aveți un credit la casa aceasta. Da, într-adevăr avem un credit. Ia uzi, mă, Valentin, domnul este de la bancă. Bună ziua, ce treabă aveți? A venit căci că avem creditul la bancă pentru casă. Da, păi și spuneți ce treabă este. Păi să știți că aveți o rată neplătită. Haide, domnule, lăsați că o să le plătim, stați liniște, nu vă faceți griji. Vă mulțumesc, la revedere. La revedere, o zi bună. Ia uite, bă, vin la noi la ușă să ne întrebe de când plătim creditele, n-ai pomenit așa ceva. Hai, Valentin, că eu sunt gata, mergem. Da, draga mea, hai să mergem. E, o să plece la un restaurant să vedem unde vor ajunge. Chiar n-au mai fost la un restaurant de foarte mult timp și ne vom vedea cu cei doi direct acolo. Mă, da, ce mult am făcut, n-am mai fost până acum aici, da, e o locație foarte frumoasă. Așa, la etajul 18, ia uite-te ce locație și nu știam de ea. Hai să mergem și noi la bar să ne comandăm ceva. Bună ziua! Bună ziua! Dorim și noi două pahare de Cosmopolitan. Da, imediat le prepar. A, ia uite ce a dat și drumul la muzică, că m-am și speriat să-mi sară inima. Ia uite, putem să facem karaoke aici, nu pot să cred. Mai chiar îmi place localul ăsta aici, foarte frumos, dar cred că este și ceva mai scump. Da, draga mea, este puțin mai scump, dar măcar ne simțim și noi bine, ce să mai. Ia uite pe unde desfăceai tu tinerețile pe aici, dar durează cam mult până ne dă ăștia băutura. Haideți, domnul, vă rog, că v-am comandat și noi ceva, vă rog, ne ajutați? Da, da, imediat vă servesc, imediat. Băi, Ștefania, așteaptă-mă și tu puțin, ce naiba, nu vezi că e aici mai multă lume? Păi nu, da, să bagă domnișoara în fața noastră. Hai mă, itași din gură. Deci, Valentin, vino, te rog, lângă mine că trebuie să discutăm. Deci, neapărat trebuie să ne rezolve ăștia să ne dea bani înapoi tâmpitul ăla, că nu știu ce-i fac. Deci, noi trebuie să ne luăm bani înapoi, că dacă mai vrem să facem și un copil, o să ne fie foarte dificil. Da, mă, hai că rezolvăm noi cumva treaba asta și să nu mai
mai îmi faci niciodată așa ceva să mă baci în chestii de astea, că nu e bine să ne mințim. Hai, te rog să ne simțim și noi bine acum și să nu ne gândim la chestiile astea. M-a dus să-mi iau și o băutură, stai puțin. Ce n-ai, mama, nu mi-a făcut și mie asta băutură? Dom'le, v-am cerut să-mi face și mie, vă rog, o băutură. Dar am auzit pentru dumneavoastră. Mamă, ce mă enervez acum. Deci, Valentin, ai înțeles, da, cum stă treaba? Deci, vreau pe viitor să fie totul cât mai sincer între noi, ca așa este într-o familie normală. Îmi pare rău că am ascuns lucrurile astea de tine. Nicio problemă, dar să nu mai faci pe viitor, că vezi, na, nu este bine, nu ne merge bine în căsnicie. Se supără și abonații pe noi după aia, nu putem să facem chestii de-astea. Trebuie să dăm un exemplu bun. Da, iubirea mea, așa o să facem. E, dragilor, cam acesta a fost episodul de astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Mă bucur că și-au mai rezolvat așa din probleme și cel mai mult mă bucură faptul că vor să devină părinți. Așa că dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să lăsați și voi un like. Bineînțeles, aștept și comentariile voastre. Iar până la un nou episod cu familia Dumitrescu, eu am fost Alex. Toate cele bune. Ciao.